premiu special al juriului la Festivalul Internațional al Teatrelor de Studio Pitești, ediția 17-a, a fost obținut de Ion Haiduc pentru rolul din Nu mor pescărușii când vor porcii mistreți. Vestea a fost anunțată astăzi cu prilejul unei conferințe de presă desfășurată la Teatrul Valah. Festivalul de la Pitești, recent încheiat, a avut loc în perioada 22-27 noiembrie. Cadrul Festivalului Internațional de Teatru de Studio, marele premiu al juriului, premiul special al juriului, pentru rolul actorul din piesa Nu mor pescărușii când vor porcii mistreți, semnată de cel care o vorbește, în regia lui Vlad Sănescu, cu Alexandru Georgescu, Maria Tesaru și Violeta Teașe. Aflat la a doua colaborare cu Teatrul Giurgiuvean, actorul Ion Haiduc i-a mulțumit autorului textului dramatic pentru că i-a dat posibilitatea să joace într-o piesă care să-i aducă cel de-al cincilea premiu important din cariera sa actoricească. Mă aflu în situația fericită de a fi posesorul de-a lungul carierei mele, a posesorul a 5 premii naționale. Două sunt un fel de uniteruri, cum se dau acum, e nouă ATM-uri pe vremuri, și trei din festivaluri foarte titrate și puternice din România. Aceeași piesă, Nu mor pescărușii când vor porcii mistreți, a autorului Mircea Meionescu, se joacă în această seară la Ruse, cu prilejul manifestării intitulate Zilele Culturii Românești la Ruse.